S-a aprobat proiectul Un management eficient și sigur al deșeurilor pentru o dezvoltare urbană durabilă în regiunea carpatică, propus spre finanțare în cadrul programului de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria, Slovacia, România, Ucraina 2014-2020. Prin acest proiect se va face o actualizare a planului de gestiune a deșeurilor. A fost identificată această necesitate la nivelul Consiliului Județean și având în vedere sumele mari care sunt necesare pentru elaborarea acestui plan, am găsit această oportunitate de a integra acest document în proiectul propus. O altă activitate importantă ar fi o continuare a campaniei de conștientizare privind protecția mediului și colectarea selectivă a deșeurilor. Vor fi campanii în școli. Am gândit campanii în toate școlile din județ. Conform statisticii primite de la IMS, vor fi implicate 100 de școli. Consiliul Județean pregătește depunerea documentelor necesare pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile prin programul ENI 2014-2020 Ungaria, Slovacia, România, Ucraina, obiectivul protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.